Bună seara, bun găsit la Sfera de Interes. Suntem live pe canal 33 și pe YouTube. În seara aceasta discutăm despre doi spioni, Pacepa și Caraman, spioni care au influențat cursul războiului rece. Invitatul meu este domnul Stejerel Olaru, istoric. Bună seara, bine ați revenit la Sfera de Interes. Mulțumesc pentru invitație. Acum știți foarte bine și contextul acesta cu filmul despre Pacepa, un film difuzat de HBO, se numește Spy Master. Momentan nu sunt toate episoadele difuzate, sunt câteva episoade. Aș începe discuția despre Ion Mihai Pacepa și despre... Eu aș începe despre Caraman. Vă place... E mai spumos Caraman? Sau? Nu, dar sunt două biografii care se întrepătrund. Se întrepătrund, ok. Doi ofițeri de informații care se aseamănă, dar care se și deosebesc în mod radical. Și de altfel, cursul pe care l-a luat atât cariera lor, da, cât și biografiile lor, o demonstrează. Dumneavoastră sunteți istoricul și vă ascult cu mare plăcere. Trebuie să fiu sincer și să vă spun că m-am întâlnit întâmplător cu cele două personaje în documentele studiate. Da. Este adevărat, cu Ion Mihai Pacepa am avut o relație amicală și am avut numeroase schimburi de e-mail-uri în ultimii ani până când a decedat din cauza COVID-ului. În schimb, pe Caraman, pe Mihai Caraman, nu l-am cunoscut pentru că este o persoană domnia sa retrasă. Trăiește, nu? Da, n-am auzit să fi decedat. Da, da, da. Sunt cumva amândoi de aceeași vârstă. Caraman cred că e născut prin 21-22. Pacepa e un pic... Era un pic mai tânăr decât Caraman, parcă în a doua jumătate a anilor 20 născut. Vin din familii diferite în ceea ce privește educația și statutul social. Caraman este dintr-o familie mai modestă, cu un tată funcționar și o mamă casnică, în timp ce Pacepa are rădăcini mai solide din punct de vedere cultural, de altfel, în timp ce... Dar își încep cariera amândoi după instaurarea regimului comunist. Comunist, da. Caraman mai devreme. Caraman, cred că termină liceul în timpul războiului și... face o școală de scurtă durată, de un an sau un an și jumătate, la Ministerul de Interne și se încadrează în Ministerul de Interne prin 48, atunci când se înființa Securitatea în România. În august 1948, 30 august a fost decretul de înființare. Deci, cariera lui Caraman se naște odată cu această instituție, care, sigur, ea apare din punct de vedere legal în august, da, 48, dar are rădăcini un pic mai înainte. În timp ce Pacepa, de pe la începutul anilor 50, a vrut să facă muzică, da, avea alte aspirații. Cânta la vioară, nu? Intelectuale, foarte cânta la vioară, da, îi plăcea arta foarte mult. Da, aterizează și el, într-un fel, în această ogradă pe care, sigur, astăzi o hulim cu toții pe bună treptate. Deci, atât generalul Caraman, cât și generalul Pacepa, ultimele lor grade, ajung în securitate în anii 50, își desfășoară activitatea în cadrul spionajului, da? în anii 50, Caraman trecând prin diverse unități teritoriale, dar în țară, dar la contrainformații, dacă mi-aduc bine aminte, până când a aterizat la Direcția de Informații Externe. Externe, da. DIE. Deci, la jumătatea, da, anilor 50, cei doi, iată, sunt tineri ofițeri ai Direcției de Informații Externe, spionajul regimului comunist, direcție care trece printr-o perioadă complicată. Și aici putem să ne oprim un minut asupra, da, contextului, pentru că acești doi profesioniști ai informațiilor, pentru că putem să-i numim așa, fără doar și poate, chiar dacă ne place sau nu, își încep activitatea într-o instituție care
la jumătatea anilor 50 este obligată să se reformeze. Era tânără această instituție, ea apare în 1951, se înființează în 1951. Sigur că rădăcinile ei sunt în serviciul, în SSI-ul vechi, interbelic, da, care este menținut o perioadă din 48 până în 51 în paralel cu securitatea. În fine, devine departament în cadrul acestui nou serviciu, în cadrul poliției politice a regimului comunist, securitatea. Ori în 55, să zic, cred că Paceba în 56 pleacă în Germania. Da, acesta este anul. Ca ofițer acoperit, în timp ce Caraman pleacă în 59 sau da, 58, sfârșitul lui 58. Deci în aceeași decadă. Dar este o instituție șubrădă, Direcția de Informații Externe atunci, lipsită de profesioniști, cei care mai lucraseră dintre ofițerii interbelici ai SSI-ului deja sunt epurați în această perioadă. În plus, există un eveniment foarte interesant care are loc în februarie 1955. Atacul asupra legației, misiunii diplomatice a României din Elveția, de la Berna, de către 5 români, care o ocupă și o țin ocupată timp de 3 zile, chiar și cu ostatici, are loc și un deces, șoferul legației moare în timpul confruntărilor. Și, bineînțeles, povestea se încheie atunci, pe loc, după 3 zile, dar ea evoluează, anchete, proces, iar atacatorii sunt considerați în exil eroi, în timp ce de cealaltă parte a cortinei de fier sunt considerați teroriști. Este grupul Beldeanu, grupul exact. Beldeanu, condus de sculptorul Beldeanu. Dar ce impact ce se a întâmplă? Avut? De ce exact menționăm acest episod? Pentru că în anul 1955, după atacul asupra legației, DIE intră are loc o mare anchetă în cadrul securității pentru a se descoperi cine e responsabil și de ce spionajul românesc n-a fost în stare să prevadă acest moment. Da, moment. Și atunci DIE, care oricum nu avea un azimut în acel moment, în prima jumătate a anilor 50, DIE se reorientează din 55 spre exil cu predilecție, care fusese cumva lăsat de izbeliște. Adică se obțineau informații din exil, dar nu era o goană după astfel de informații, astfel încât exilul să se ajungă la obiectivul de a controla exilul, de a-l dezbina și apoi controla. Deci asta a fost obiectivul principal după da, acest moment. Absolut, absolut. Ei, în această perioadă cei doi lucrează în Direcția de Informații Externe și este interesant pentru că niciunul dintre ei practic nu își desfășoară activitatea pe migrație, pe exil. Sunt de altfel Cumva instruiți pe teren, în câmpul sau cum? Instruiți, poate că nu știu dacă e cel mai potrivit cuvânt, știți de ce? Pentru că nu. Rețeaua Direcției de Informații Externe în Occident era jenantă. Da. De altfel, a fost una din concluziile acelei anchete din anul 1955, când se schimbă și șeful DIE, care era un incompetent înlocuit cu un alt incompetent. Cred că nu mai știu cum îl chema pe cel anterior, dar urmează Gavriluț, parcă îi spunea. Și se constată că organigrama este neocupată din 300 și ceva de posturi. În cadrul DIE erau angajați vreo 100 și ceva. Se constată că rețele în exterior nu sunt construite, nu sunt agenturi, nu sunt oameni recrutați, căs din exil, căs în străini, indiferent de tematică. Și atunci, pe acest fond, atât Pacepa pleacă în Germania, cât și Caraman mai târziu în Franța, având o lecție învățată. Cea din 1955 și ancheta care a urmat, care a constatat aceste deficiențe a serviciului de spionaj din România comunistă din acea perioadă.
Deci îi pleacă, Caraman a spus, pleacă în Franța. Da, ei sunt, Pacepa, da, plecam de la afirmația dumneavoastră. Rezidența, cum se numea, da, de regulă era o structură foarte restrânsă. Nu erau foarte mulți ofițeri de informații IDE trimiși în Occident. Ei erau o mână de oameni. Că era Londra, că era Paris, că era, nu știu, Madrid, erau puțini. Și atunci, tematica fiind largă, spionaj, spionaj tehnologic, migrație, nu prea aveau de ales. Trebuiau să leagă descurce informații, da, ceea ce li se comanda de la, din centrală, de la București, da, să adune informații pe acele teme. Iar Caraman evită exilul. Caraman evită exilul și Pacepa, fiind cumva nemulțumit de, de acest gen de activitate a inteligențului comunist, nu era destul de provocator. Provocator, da. Asta e cuvântul. Dar cum își dezvoltă ei? Că până la urmă n-aveau resurse. Fiecare s-a descurcat cum a putut. Cum și-au dezvoltat rețeaua? Cum s-au descurcat? Da, nu erau resurse, nici bugetele nu erau mari, oricum nu erau ca cele de astăzi. Dar nici și nivelul de trai era mult mai, da, mult mai scăzut și salariile erau mult mai mici. Aici, de asta am spus la un moment dat la început că cele două nume despre care discutăm astăzi totuși au dat dovadă de capacitate în activitatea lor, pentru că s-au descurcat. Caraman reușește să-și construiască o rețea care a devenit celebră, rețeaua Caraman, da, din care trebuie să menționăm de fapt trei nume, în timp ce Pacepa se reorientează către spionajul tehnologic. Și reușește și el să obțină informații interesante, dar fără doar și poate, sigur, Caraman petrece cam 10 ani la Paris, din sfârșitul 58 sau începutul 59 până în 69, ceea ce este o perioadă îndelungată. Amândoi sunt sub acoperire, amândoi lucrează, cred, chiar de la început la Agenția Economică de la Paris. Da. Secretar Caraman, în timp ce Pacepa lucrează la Agenția Economică de la Frankfurt, tot consilier sau o acoperire de genul acesta, cu pașapoarte diplomatice. Și au dat dovadă de inventivitate. Au dat dovadă de... Adică ei cumva sunt excepții în istoria inteligențului comunist. Tocmai de aceea am și ales aceste două figuri, pentru că se definesc ca fiind excepții. De regulă, ofițerii de informații de securitate trimiși în exterior erau incapabili, needucați, nu cunoșteau limbi străine, leneși, nu doreau să muncească, încercau să profite de ceea ce li se oferea în Occident, de bugetele asupra cărora aveau mai mult sau mai puțin control, și să-și acopere neputința construindu-și relații amicale cu persoanele din conducerea Direcției de Informații Externe, pe care le aveau grijă să le satisfacă cu tot felul de cadouri și oportunități, astfel încât să-și păstreze posturile. Asta era regula. Da, în Direcția de Informații Externe, da, care se știe cel puțin până la jumătatea anilor 60, devine un serviciu de informații interesant în cadrul Pactului de la Varșovia sau al blocului comunist, blocului răsăritan, cum vreți să-i spuneți, începe să aibă rezultate și începe să aibă și personal altfel decât personalul care se încadrase la începutul anilor 50 în Direcția de Informații Externe. Aș pune puțin lupa pe reușitele, să spunem, celor doi spioni, atât Caraman cât și Pacepa. Caraman, și am în față un raport, dar despre care o să vorbim un pic mai târziu,
Și un raport al securității referitor la Caraman, din care se menționează exact ceea ce vă spuneam, și anume că spune, în această perioadă cât a fost în Franța, da, a avut legătură cu trei agenți apreciați de mare valoare, cu ajutorul cărora au fost obținute foarte multe documente ale NATO, importante pe plan politic, militar și economic, după cum urmează. Și sunt menționați cei trei, Robert Van de Ville, Francis Rusil și Nahid Imre. Primul este un cetățean argentinian născut în Belgia, care în momentul recrutării de către Caraman este șef al biroului central de documente secrete de la NATO. O funcție extrem de importantă. Foarte interesantă. Al doilea este cetățean francez, șef al biroului de documente secrete la serviciul traducători din cadrul NATO. Iar al treilea, cetățeanul turc, Nahid Imre, secretar de stat la finanțe în Turcia, finanțist la bază, consilier, apoi la ambasada din Paris, a dus prin manevre și combinații în conducerea NATO, adică pe partea de buget și finanțe, controlor general. Avea, deci toți aveau acces, avea acces la tot ceea ce însemna finanțele NATO, da? Bugetul, cum se cheltuia pe înarmare, pe salarii, pe achiziții, pe orice. Ei, aceste trei persoane sunt recrutate de Caraman. De fapt, nu, greșesc. Nu sunt recrutate toate de Caraman. De exemplu, Nahid Imre era deja recrutat, a fost predat lui Caraman pentru a lucra împreună cu el la Paris. Dar Van de Ville, de exemplu, cetățeanul argentinian care a fost șeful biroului central de documente secrete, a lucrat pentru Caraman vreun an și ceva. Și a dat fără remușcări și fără rezerve. Ce mână în luptă? Pe... Cum a reușit să-l convingă? În cazul lui, da, în cazul lui De Ville, cât și în cazul lui Rusil, cred că au avut sentimente de stânga. Oricum anti-americane. Deci ideologia. Da. De ce era la Paris? Să spunem că atunci sediul NATO se afla la Paris și mai târziu, cred că în 68 s-a mutat la Bruxelles. Dar la întrebarea noastră de ce, tot la context mă întorc. Pentru că suntem la începutul anilor 60. E o perioadă foarte interesantă, chiar și în relația bilaterală România-Franța. Dar nu numai asta, e perioadă interesantă pentru Franța, este generalul de Gaulle, exact, la putere. Își câștigase mandatul la sfârșitul lui 59, timp de până în 69 conduce Franța, care are o poziție în politica externă a Franței, imprimă o poziție aparte în ceea ce privește atât NATO cât și Occidentul în general. Este deschis relațiilor cu țările din blocul răsăritan. Da, știți cu că la chinezii, cu la un moment dat s-a vorbit și despre un anumit ajutor dat de Franța lui Caraman. Adică există și această, nu știu cât de confirmată este de documente și de, dar există. Mi-e greu să, da, pun aici să fac o afirmație tranșantă, pentru că e tot partea a legendei în, da, care s-a construit în jurul lui Caraman. Da. Nu avem acces la aceste documente. Doar în arhivele din Franța putem găsi astfel de informații care să ne confirme teoria. Mai e ceva. Da. Caraman cumva are mai mult noroc decât Pacepa. Pentru că ajunge într-o țară care se arată deschisă față de România în acea perioadă, începutul anilor 60, care vrea să facă, să dezvolte relația economică și relația politică, care nu se sfiește să aibă întâlniri dineuri cu diplomații din țările comuniste, pe care se invite la tot felul de baluri, recepții, etc. Deci avea un oarecare, nu sprijin, dar o flexibilitate mult mai mare. Mult mai mare decât dacă ar fi fost, de exemplu, la Londra. Exact. Unde autoritățile ar fi fost mult mai suspicioase cu un astfel de diplomat sau un consilier economic. Și atunci, în acest
context mai norocos. Nu e de mirare, sigur, n-am menționat sentimentele anti-americane ale francezilor din acea perioadă. Exact. Da. A, și să nu mai spunem ceva. Franța trece prin criza din Algeria. Da. De la jumătatea anilor 50, care o frământă în plan politic în mod radical. Deci sunt alte, pe politica internă sunt alte presiuni. Nu cele în ceea ce privește ce se întâmplă cu Uniunea Sovietică, cu lagărul comunist, cum regândim relațiile bilaterale cu astfel de țări. Și Caraman reușește să sustragă numeroase documente importante, da, NATO? Nu știm, sau... câte. Da. Dar pe parcursul acestor ani, 60-69, să zicem, cred că în 60... sau 61 primește primele documente de la șeful biroului de documente secrete de la NATO. Sunt mii de pagini. Aceste documente nu au fost niciodată și nu cred că vor fi prea curând desecretizate da. Pentru public, da. Pentru cercetare de către public. Deci nu le putem citi. Sunt niște statistici, sunt niște procese verbale cu numele cu acestor documente, din care putem înțelege destule, respectiv că, nu știu, se refereau la dezvoltarea unor rachete sau se refereau la planurile de apărare dezvoltate de NATO, la strategia de înzestrare cu tehnică militară. La biroul de documente secrete, unde șef era un agent al Direcției de Informații Externe, ajungeau toate aceste documente, care, culmea, regulile de atunci erau mult mai legere față de cele de astăzi, le scotea fără nicio problemă din sediul instituției. Le punea în niște reviste și ieșea cu ele într-o pungă. Să ne îndreptăm puțin privirea către PACEPA, care este un alt caz foarte interesant. El a plecat, să spunem, a părăsit lagărul comunist și Direcția de Informații Externe. Da. În 78? În vara lui 78. El, din punct de vedere al realizărilor în carieră, este mult mai sus decât Caraman. În 1978, PACEPA este director adjunct al Direcției de Informații Externe. Exact. Avea 50 de ani, dacă nu așa, nu? Da. Caraman în 78 era pe punctul de a fi dat afară din da. Direcția de Informații Externe. E interesant. Adică după în ce, 79. După ce a reușit tot ce a reușit, este îndepărtat. Da, dar e mult, mult, mult mai complicat. E altă poveste, cu siguranță. E altă poveste, da. Ei, PACEPA face acest pas, despre care... Sigur că s-a tot discutat în da. Acești 30 și ceva de ani care au trecut de la prăbușirea regimului comunist în România. Eu sunt unul dintre cei care, dacă mă întrebați ce părere am, vă voi spune că atâta vreme cât defectarea lui a presupus, a afectat, a erodat, a scurtat viața regimului comunist din România cu o perioadă, cu o zi, cu o săptămână. Exact. Atâta vreme cât efectele defectării lui au dus la scurtarea acestei perioade, nu am decât să aplaud gestul pe care l-a făcut PACEPA, care este, bineînțeles, considerat de foștii săi colegi în frunte cu generalul Caraman, un trădător. De-abia în 1999, dacă nu mă înșel, a fost anulată acea sentință împotriva lui PACEPA. Și aici e interesant, da. Privind amândouă personajele în oglindă. Pentru că ce avem? Îl avem pe generalul Caraman, care e suspectat că este de fapt omul rușilor. Da. Să începem altfel. Fuga lui PACEPA generează o anchetă în cadrul securității monstruoasă. Anchetă care a dus la realizarea numeroase documente, în care însă nu te poți încrede, pentru că și ancheta aceasta a fost subiectivă. A fost făcută de niște oameni care
intenționau să o direcționeze pe un drum astfel încât ei să nu pățească nimic și eventual dușmanilor din instituție să fie afectați de ea. Dar că generalul Karaman avusese legături cu serviciul de informații externe sovietic, asta este fără doar și poate. De altfel, documentele pe care a reușit să le adune în toată această perioadă de la Paris și apoi de la Bruxelles 68-69 au fost predate sovieticilor. Da, și deci au ajuns acolo, da. Ce spune securitatea în 1979 în această anchetă, zice așa: după cum este cunoscut, rezultatele obținute de generalul major Karaman Mihai în Franța s-au bucurat la vremea respectivă de aprecieri deosebite. Au fost trimise să știe de asemenea că informațiile obținute prin agenții săi de la NATO au fost trimise oficial în primă etapă până în 1964 integral, apoi în sinteză, în cadrul unui schimb de informații serviciilor sovietice. De asemenea, Karaman a vizitat Uniunea Sovietică, de asemenea, Karaman s-a întâlnit cu ofițeri de informații sovietici, atât la Paris, cât și la București. Și acest raport, care se găsește în dosarul de anchetă a lui Pacepa, un raport despre Karaman în dosarul lui Pacepa, ce urmărea? Urmărea compromiterea lui Karaman și eliminarea lui, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că este făcut în 79 iunie și apoi... Dar ce s-a întâmplat după 90? Că Karaman, din câte știu, a revenit la conducerea... Ei, de asta vă spuneam că e interesant să-i privim în oglindă, pentru că în timp ce Pacepa, da, care defectează, exact, și sprijină serviciile de informații din lumea liberă, da, să, în lupta împotriva serviciilor din lagărul comunist cu informații esențiale, este ținut în continuare la distanță și sentința sa, condamnarea sa la moarte este în continuare în vigoare, cel care era suspectat de securitate că este agent sovietic este numit șeful noii instituții, Serviciul de Informații Externe, în ianuarie 1990 și ținut în această funcție până în 1992. Da. Deci omul rușilor ajunge șeful spionajului românesc al noii instituții în acest domeniu, în timp ce omul americanilor este în continuare pedepsit pentru gestul pe care l-a făcut în 78. Este evident că această numire... Dar s-a anulat această sentință. Da, s-a anulat. În 99 i s-au redat și gradele militare, dacă nu înșel, nu? Da, cred că da. Da, bun, dar tardiv. Da, 99 totuși. Iar serviciul de informații externe în anii 90, 91 și parțial 92 este condus de o persoană care luptase împotriva NATO. Exact. Și care era și suspicionat că avusese legături strânse cu sovieticii. Mai avem 5 minute, din păcate. Cum ar trebui să vedem aceste două figuri în ecuația războiului rece? Ce impact au avut concret? Major. Lovitura pe care rețeaua Karaman a dat-o NATO este considerată de toată lumea, inclusiv de specialiști occidentali în istoria serviciilor secrete, una remarcabilă, probabil cea mai mare dată NATO de când s-a înființat. Așa este considerat. Da. Cea mai mare. Da. Dar pe de altă parte îl avem pe generalul Pacepa, care, sigur, noi când Pacepa a fugit să ascultăm la Europa Liberă fragmente din Orizontul Roșii despre familia Ceaușescu, despre nebunile lui Nicu Ceaușescu și tot felul de prostii. Astea erau, cum să spun, asta era propagandă care era menită să sape, să deterioreze fundamentul regimului comunist. Real, valoarea lui Pacepa ajuns odată în Statele Unite a fost că el a servit americanilor toate informațiile pe care le avea, nu numai despre agentura securității, direcție de informații externe, ci și despre KGB, despre, nu? Pactul de la Varșovia. Pactul de la Varșovia. Asta e, pe asta interesa, pe american, pe asta interesa.
Pentru că la toate întâlnirile care aveau loc în oficiale ale membrilor pactului de la Varșovia, mergea și Pacepa. Era undeva în spate și lua notițe în agendă. Tot ceea ce însemna colaborarea cu serviciile din acest pact îi trecea și prin Pacepa. Ori, aceste informații au fost esențiale pentru american, pentru CIA în special, dar și pentru FBI. Și pentru aceste informații Pacepa a fost răsplătit. Deci, acestea sunt perspectivele. Cartea Orizontul Roșii a fost tradusă, nu? A fost tradusă, da, de mai mulți ani, da. Cred că în mai multe ediții. Da. Am înțeles. Dar ea a fost publicată și în limba română înainte de 89 și circula așa, copiată Excel-ul, da. Era grav dacă te prindea cu ea cineva. Ați reușit să vedeți filmul actual? De pe HBO? Nu, dar îl voi vedea cu siguranță, da. Da. Este foarte interesant și aș fi foarte interesat să vă ascult părerea despre acest film. Vă mulțumesc mult, vă mai aștept la sferă de interes. Asta a fost, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în seara aceasta. Continuați să urmăriți programele Canal 33. Urmează În spatele știrilor cu Alexandru Răducanu și Radu Herjeu. Seară bună!